Delia a venit la Laura mai devreme și a îmbrățișat-o, spunându-i să nu mai plângă și că îi pare rău. Și Laura a întrebat, de ce să-ți pară ție rău? Și Laura i-a răspuns că o să-i zică, o să vorbească ele, dar nu acum. Iar uh, Laura spunea că să-i spună acum, dar Delia a plecat și în cameră, în patul alăturat, erau Iuliana și Maria și a zis atunci Laura știu de ce am impresia că multă lume vrea să-mi spună ceva, dar nu o face și nu înțelegea de ce. Probabil vede priviri sau, cine știe, poate șușoteli, dar nimeni nu-i spune nimic în față, spunea Laura. Și Maria i-a răspuns că ea i-a zis ce a avut de zis în față. Până la urmă, cine simte să o consoleze, să-i ofere un sfat, sigur merge la ea. Iar alte persoane poate se gândesc că nu este treaba lor să intervină în această problemă.